Și astăzi plajele au fost pline, în special cele din Mamaia, în ciuda faptului că Marea Neagră este plină de alge. Cu noaptea în cap, oamenii au venit să se bucure măcar de soare. E o nouă zi de vacanță pentru norocoșii care sunt concediu sau doar în weekend la mare. Nici nu s-a luminat bine de ziua și tractoarele de la Apele Române fac drumuri în încercarea de a mai aduna din tonele de alge de pe mal. Primii turiști își întind deja prosoapele. Plaja se umple încet, încet. Oamenii ocupă șezlongurile. Pe nisip cu greu mai găsești locuri libere. Da, am căutat ceva, dar am găsit. Pe mal, algele deja s-au așternut în covor, verde și urât mirositor. E ca o mlaștină, e ca o salată, nici n-ai cum, n-ai cum să noți. Este deosebit la mare, numai că marea e jecoasă. Variante de a te răcori mai sunt însă. E foarte murdară. N-ai cum să te mai. Dacă marea este murdară, unde te răcorești? La duș. La duș acela care e montat și în rest, la piscină nu, pentru că are foarte mult clor. El m-am iritat din cauza clorului. Foarte frumos, da. Fete frumoase, super! Parcării.